Iată că nu doar examenele de bacalaureat sunt evenimente importante din viața absolvenților, mai există unul visat și așteptat de toți cu nerăbdare. Sigur că vorbim despre balul de absolvire, petrecerea care adună la un loc toate amintirile frumoase din anii de școală și le dă curaj elevilor să pășească într-o nouă etapă. Mă aflu acum în incinta liceului Prometeu, acolo unde elevii se pregătesc intens de balul de absolvire în pași de dans, așa cum de fapt se petrec anii de școală. În această perioadă, absolvenții trăiesc emoții diferite. Pe de o parte, bucurie, dar totodată au o nostalgie pentru momentele și anii care nu se vor mai repeta niciodată. Asta e o etapă din viață care trecem cu toții. De fapt, mă așteptam de mult să trec la următoarea treaptă, pentru că muncesc de ajuns de mult pentru a deveni o personalitate și îmi pare că domeniul meu mă așteaptă și va fi mult mai interesant în etapa următoare. Cum au fost pentru tine examenele de bacalaureat și la ce rezultate te aștepți? Mă aștept rezultate medii, mai mult mă acces pe informatică pentru că merg pe acel domeniu. Îmi pare de ajuns de ok bacul de anul ăsta. A fost un pic mai dificil decât ne așteptam cu toții. Am făcut o nostalgie, gândindu-mă la toate momentele petrecute alături de dragii mei colegi care sunt din clasa 1. Lucrurile pe care le-am învățat până acum, discuțiile din pauză, râsetele, glumele noastre o să-mi lipsească. Anii cu cei mai multe amintiri, cele mai frumoase amintiri, anii în care mi-am făcut prieteni pe viață și anii care mi-au dat multe cunoștințe. Și pregătirile de bacalaureat, dar și cele pentru balul de absolvire au fost intense, dar ei le-au făcut față cu brio. Acum urmează doar să aștepte rezultatele. Am muncit toți acești ani, trebuie la sfârșit să facem o petrecere frumoasă împreună cu toată lumea, cu profesorii, cu părinții, cu colegii, pentru că mi se pare că este frumos să facem asta și poate chiar și necesar. Pentru examen m-am pregătit dinainte. Am început anul cu lecții adăugătoare la obiectele pentru care am bacul. Ți-ai pregătit ținuta pentru bal și pentru ce tip de ținută ai optat? Rochiță, salopetă, nu știu, poate un costum clasic sau culori aprinse, nunt? Am optat pentru o ținută inspirată de pe Pinterest. O rochiță neagră, lungă, cu un număr gol și cu un cat. Examenele au fost ok, au fost care mai complicate, care mai ușoare, dar mă aștept la note de 8-7. Voi sunteți în plin pregătiri pentru balul de absolvire, da? Cum merg pregătirile și nu știu ce o să mai fie la bal în afară de dans? Ce surpriză mai pregătiți pentru părinți, profesori, colegi? Avem cadouri pentru profesori. Cam atât, dansul este principala surpriză din seara de bal. Pentru ce ținută ai optat la bal? Pentru o rochie lungă, roșie și deja o să fie o surpriză pentru toți, pentru că încă nu am arătat-o nimănui. La balul de absolvire vor să danseze împreună ca pentru ultima dată, așa că au apelat la un coregraf care să facă momentul și mai special. Este un dans destul de bun. Ei s-au adresat la mine, chiar au venit cu piesa, cu ideea, cu tot conceptul la dans care au dorit. De aceea și s-au apelat la mine. Eu am venit tot cu niște idei care le-am implementat împreună și într-un final am primit chiar un dans foarte frumos. Ei au optat pentru ceva mai simplu, gen vals, doar cu elemente, să spunem așa, acrobate. Au fost destul de buni elevi și cred că ne mai întâlnim. Apropo, eu o să fiu prezent la ei la bal și o să văd deja cum pe platou o să arăte acest dans. Iar spre final i-am provocat să ne răspundă exprompt la câteva întrebări legate de școală. Atenție! Ce nu vei uita niciodată din anii de liceu? Cum copiam teste? Colegii. Profesorul de matematică. Colega de bancă. Pauzele unde ne râdeam mult. Care sunt cele mai mari regrete pe care le ai din anii de școală? Poate că nu am depus atât de mult efort pentru a obține note mai mari. Când am învățat la matematică.
puteam să muncesc puțin mai mult. Cât de des ai chiulit de la lecții? Foarte des. Rar, rar ori. Destul de des, așa, undeva 40% din lecții. Nu cred că prea des, dar s-a mai întâmplat, cred că în a 12-a anul ăsta. Cam așa, 30%. Sincer, abia acum în clasa 12. De câte ori te-ai contrat cu profesorii? Desori. Rare ori, să eram de un băiat cu minte. Niciodată. Presupun că de ajuns de des. De câte ori ai plagiat sau copiat la lucrări importante? La lucrări importante nu prea am plagiat, dar așa, la niște teste simple, să mai spate de dat un ochi. Cred că nu trebuie să te băgăm. Destul de des. Dacă ai dat timpul înapoi, ce ai schimbat la tine ca elevă? Sincer, m-aș focusa mai puțin pe școală, m-aș relaxa, m-aș dormi nopțile. Sincer, nu cred că aș schimba ceva. Mi-a plăcut de mine în calitate de elevă. Mai mult seriozitate. Așa, și care este primul cuvânt care îți vine în cap atunci când spun școală? Prieteni. 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 Anii de școală ne formează ca oameni și ne oferă amintiri pentru toată viața.